Salut, camarazi! Vreau să vă arăt în câteva minute cum s-au făcut averile în România, numai pe furate, pe furate de la voi, din munca părinților noștri, bunicilor noștri, fără milă, fără respect, fără compasiune pentru tot cel care muncește, care își rupe oasele, care muncește în trei schimburi și bolnav. România imediat s-a furat și înainte de decembrie 89, dar după decembrie 89 s-a furat masiv, concentrat, tot ce a fost politic, securiștii, milițienii, membrii de partid, toți au jefuit țara și au nenorocit-o. Hai să vă arăt așa cu două exemple cum au fost falimentate băncile din România la comandă de către bande de asasini economici, de lichele, de securiști, cum v-am zis, milițieni, membri de partid în Partidul Comunist Român și cum au dat țeapă poporului român că păgubiții au fost amărâții care și-au depus banii pe bănci. Așa a fost și cu Caritasul și cam peste tot, cam aceeași metodă. A mers foarte simplu, a mers pe naivitatea și pe credința falsă a unora că băncile sunt instituții corecte, serioase, aiurea. Băncile sunt cele mai mari hoți, cei mai mari tâlhari, cei mai mari jefuitori. O să vă dau exemplu băncii Bancop. În 1990 a fost finanțată, înființată pe scheletul fostului Centrocoop, banca de credit cooperatist de pe vremea lui Ceaușescu. Asta a fost Bancop, a fost a doua gaură neagră după Bancorex, care a secătuit sistemul financiar post-decembrist din România. În 1999, Bancop avea 200 deci în 9 ani, ajunsese la 200 de filiale și sucursale prin țară și avea 600.000 de depunători. Că, bineînțeles, românul nu ținea banul la saltea, îl băga în bancă, deși e o greșeală. Pe 8 februarie 2000, Bancop a intrat în faliment, deci după 10 ani a intrat în faliment, s-a lăsat să se strângă banii la fraieri acolo, după aia i-au furat frumos și fraierii, unii au mai apucat niște frimituri, alții nu au mai apucat nimic, și așa nu interesează pe nimeni. Știți că tot ce sunt procurori, judecători, fac și ei parte din sistem, fură și ei cu hoții, de fapt ei condamnă numai pe amărât, știți, pe aia care fură butelii, o pâine, o bară de salam, pe ăștia care fură 100 de milioane, le dă și lor sau fură cu ei la cot, cot la cot. Declinul băncii a început la numai 6 ani de la înființare, în 1996, sub conducerea lui Alexandru Dinulescu. Prejudiciu estimat la vremea a fost de 1,5 miliarde de dolari, deci o sumă foarte imensă în 96. Dinulescu a arestat la 19 februarie 97, după 3 luni eliberat și pus sub control judiciar, adică unul care țepuise averea la economie la 600.000 de români, e pus sub control judiciar și ăla care fură o pâine îl bagă direct la pușcărie. Așa. Apoi a fugit din țară, adică a lăsat să i s-a permis să fugă din țară ca să nu vorbească. Trimis în judecată nu pentru delapidare, ci pentru o banală luare de mită, știți? După aia, sistemul a funcționat mereu pe aceeași tipar. Au pus un om de-al lor acolo o săgeată și ăsta le-a dat credite și a dat credite și bani la securiști, la milițieni, la politicieni, pentru că de-aia l-au pus acolo, ca să jefuiască banca. Deci hoțul a fost pus director de bancă. Judecat în lipsă, fugise între timp, cum v-am zis, în Statele Unite.
A luat 10 ani de pârnaie, știți? Arestat în Statele Unite, trimis înapoi în țară în 2003, a scăpat cu câteva luni de pușcărie, deci a dat țeapă pentru cine trebuia și a băgat și lui în traistă destul, a făcut câteva luni de pușcărie, aia e bagatela, aia e așa, e aventură, știți? Acționarul majoritar al băncii, George Constantin Păunescu, i-a fost și el urmărit penal pentru modul cum a obținut 31,33% acțiuni din capitalul social al Banco Coop. Pe 1 septembrie 1995, Păunescu a plătit 10 milioane de dolari pentru acele acțiuni, dar tranzacția era ilegală. În octombrie 99, evenimentul zilei a dezvăluit că ministrul apărării la vremea aia, Victor Babiuc, făcea parte de un an din Consiliul de Administrație al Banc Coop. E simplu, nu? Au furat și militarii, bineînțeles, că armata română, după ce a trădat țara și a trădat conducătorul, a vândut România la sovietici și acum a vândut-o la americani, merge și la hoție, că nu mai are. Armata română e o bandă de derbedei, de criminali, de hoții. Chiar a fost unul prins care a băgat mâna în casa de război a armatei. Vă dați seama, ofițer superior a furat în casa de război a armatei române. Vă dați seama, armata română deja s-a făcut de cacao. Înțelegeți? Ca și Bancorex, care a fost înființată în 68, pe vremea lui Ceaușescu, Bancorex era banca română de credite de comerț exterior. A fost lichidată în 99, după unele informații, printre acționarii băncii Bancorex erau și anumiți capi ai mafiei italiene din anturajul lui Licio Gelli, celebru extremist de dreapta, cum ziceau ei, care formase organizația Propaganda Due, dar legăturile duceau și la Vatican și în lumea teroristului și pe partea extremei drepte, cuplat și cu fasciștii argentinieni, uruguaieni, deci nu știm prea exact cine a înființat banca asta, dar se pare că erau înființate și cu ajutorul mafiei italiene, că banii n-au miros, acolo colaborează și comuniștii, și fasciștii, și teroriștii, și de aia de dreapta, și de stânga, deci la bani toată lumea pune botul. Timp de 2 decenii, BR, Banca Română de Comerț Exterior, a făcut cele mai multe operațiuni comerciale speciale ale regimului comunist. De fapt, le-a făcut pe toate, că ei erau specializați. Angajații la banca asta erau ofițeri de securitate al Direcției de Informații Externe. Vă dați seama că după Revoluție, ăștia au rămas putreți de bogați. Valută provenită din operațiuni valutare, dar și comisioanele aferente, erau puse în conturi secrete deschise pe numele unor ofițeri DIE, de la Direcția de Informații Externe, de la spionajul extern. Treaba e că ăștia aveau și pașapoarte false, știți? Și după aia, cred că o parte din bani și au însușit, că nu erau foarte mulți, erau de la DIE, erau de la Crescent, de la cooperativa, de la întreprinderea Dunărea, unde a fost și Varanu Voiculescu de la Haznaua 3. Deci ăștia s-ar putea ca o parte din fonduri să le fi adus înapoi în țară, să le fi trimis la comandă pe alte adrese, pe alte conturi, dar o parte cred că și le-a oprit și ei, că nu erau așa de proști să nu-și bage și în traistă, nu, că cine împarte, parte își face, nu? Vă aduc aminte că în 78-79, Culiță Tărâță, care era directorul de la Agroexport, el exporta toate cerealele din România prin lume,
avea deja ascuns și în Elveția 325 de milioane de dolari, echivalentul a 2 miliarde în ziua de azi. Deci vă dați seama ce avere au făcut ăștia din afaceri cu munca țării, că cerealele și armele și tot ce vindeau ei, mineralele, erau ale țării, nu erau ale lor personalizate. Pierderile Bancorex datorate creditelor nerambursabile sau ilegale a fost de 2,7 miliarde de dolari. Înțelegeți? Și de la Bancop a fost prejudiciu, a fost și la cam de vreo 4 miliarde de dolari. Deci vă dați seama, câteva miliarde bune au mers banii țării și ai României, au mers și ai românilor, au mers în conturi private de politicieni, de securiști, de șmecherași, de golănași, de ajutoare, de săgeți, știți? Politicienii prin interpuși sau birocrații de rang înalt, lideri de sindicate au folosit banca asta ca o vacă de mânză. Așa a fost și la Bancop și la Bancorex. Deci, vă repet, politicieni din toate partidele, dar în special PDSRiști sau PSDiști, birocrați de rang înalt din administrația statală, lideri de sindicate, șefi de sindicate, au muls banca asta ca pe o vacă. Mulți din, v-am zis, din PDSR sau PSD, mulți din guvernul Văcărăiu, care ăsta era vinovat și complice, printre alții, Viorel Hrebenciuc, eminența cenușie de la PSD, toți, o mare parte din bani au fost livrate în conturi din afară, conturile PSD-știlor, PDSR-știlor. Au livrat banii în conturi de afară, să nu se vadă că intră în țară și, cum și Bombonel, Adrian Năstase, banii furați îi ține în Panama. Înțeleg? Așa și ei. Deci Bombonel a primit și el partea lui, Văcăroiu, Meleșcanu, Iosif Boda, Mircea Coșea, Răzvan Temeșean, care a fost și director și ăsta a fost săgeata securiștilor, că ăsta le dădea credite și bani cu valizele. Așa. Statul a pompat în banca asta peste 900 de milioane de dolari, deci aproape 1 miliard pompați de stat și de acolo s-au dus pe conturi private până Elveția. Deci paguba, cum v-am zis, în jur de 4 miliarde, 4 miliarde și ceva, pe vremea aia, după lovitura de stat, s-a mers masiv pe falimentarea băncilor. Știți că românii aveau bani în bănci de pe vremea lui Ceaușescu, s-au transferat, s-au schimbat numele băncilor, s-au făcut manevre. Uitați aici, lista cu bănci falimentate, unde românii, milioane de români și-au pierdut economiile, și-au pierdut tot ce aveau, toți banii ăștia au intrat în conturile private din străinătate ale PDSR-iștilor, PSD-iștilor, securiștilor, membrilor ai partidului, fostului Partid Comunist Român. Statul a fost implicat și el în falimentele astea, și ei au câștigat. Deci a fost falimentul băncii Dacia Felix, Bancop, cum v-am zis, Credit Bank, Banca Internațională a Religiilor, Banca Turco-Română, Banca Română Descont și Banca de Investiții și Dezvoltare, plus Bancop de care v-am vorbit. Așa, suma sumarum, eu zic că au fost vreo 40-50 de miliarde de dolari, bani care au fost luați de la naivii de români care i-au muncit și s-au chinuit pentru ei și au fost transferați în conturi private din străinătate ale securiștilor, politicienilor români, în special PDSR-iștii și PSD-iștii, și conturile de milițieni, conturile de foști membri ai Partidului Comunist Român și așa mai departe. Deci, suma sumarum,
A fost o țeapă colosală dată poporului român cu o nesimțire îngrozitoare, fără nicio remușcare, pe sistemul stăpân de sclav și sclav. Vă aștept la comentarii cu părerile voastre. Rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!